Un copil de 1 an și 3 luni din județul Satu Mare a ajuns la spital desfigurat după ce a fost mușcat de obraz de un câine maidanez. Băiatul se juca în curtea casei cu frații lui, în timp ce mama lor făcea de mâncare în casă. Câinele s-a strecurat printr-o gaură din gard și l-a atacat pe copil. Urletele lui de durere au alertat-o pe femeie care a ieșit într-un suflet afară. Când l-a văzut plin de sânge, a chemat salvarea, iar copilul a fost dus la spitalul județean din Satu Mare. Starea lui este stabilă, dar medicii se tem că ar putea rămâne mutilat pe viață.